București FM 98,3, emisiunea în comunitate. Spuneam că vom sta de vorbă și cu Mircea Postolescu. Mircea, nu pot să spun că e invitat în emisiune, e anfitrion. Așa că, Mircea, bine ai venit în emisiunea în comunitate, te salut. Bun găsit, Răzvan, bun găsit tuturor ascultătorilor noștri. Și bineînțeles, cu mare drag îi spun din nou bine ai venit. A trecut ceva vreme de când am mai vorbit, cât să fie, nu știu, nici 10 zile, dar subiectul era altul. Discutăm cu domnul Cătălin Doscaș de la Buletin de București, iar subiectul, la modul general, clădirile istorice și demolările ilegale aferente. Cătălin, bine ai revenit în emisiune. Bun găsit, mulțumesc din nou pentru invitație. Bine v-am regăsit. Să spunem așa, partea solidă dinspre anfitrioni va fi dusă, ca de fiecare dată, de către Mircea Postolescu. Și aici le reamintesc ascultătorilor momentele acelea bune, ani de zile, în care Mircea Postolescu se plimba prin București cu bicicleta. Și dacă vorbim despre clădiri istorice, de multe ori în acei ani el vedea de la zi la zi sau de la săptămână la săptămână ce se întâmplă cu ele. Cât despre ascultătorii care poate nu știu exact unde se încadrează sau cum se definesc toate aceste monumente istorice, ele, conform cu o listă a Ministerului Culturii, cred că ultima, apărută în 2015, atenție, este vorba despre monumente istorice, în total sunt 2651 în București. Dar parte dintre aceste monumente, denumirea este generică, sunt, de exemplu, mauzolee, statui, morminte și așa mai departe. Toate sunt încadrate la monumente istorice și bineînțeles că fiecare dintre aceste monumente istorice are o valoare deosebită și face parte din istoria acestui oraș. Situația lor însă este la unele gravă, la unele catastrofală. Există legi care ar trebui să le protejeze, nu prea există oameni care să aplice, există proprietari care eludează legea sau găsesc tot felul de breșe prin care să tergiverseze lucrurile. Cred că astea sunt problemele principale, Cătălin. Da, și aș mai adăuga una foarte importantă pe care am marșat la dezbatere pe care am avut-o săptămâna trecută sub titlul Atenție, cade tâncuiala. Multe dintre acestea sunt încadrate și în clase de risc seismic. Foarte multe, de fapt. E o listă mică, am spune noi, pentru că vorbim de niște aspecte care au ținut mai degrabă de moștenirea, da? Moștenirea veche, nouă, greaua moștenire, în sensul că foarte multe dintre aceste imobile nici măcar nu au șansa să fie evaluate din punct de vedere seismic de către specialiști, de către ingineri structuriști, și putem porni povestea cu momentul 1977, da? Când pare să că lucrările au fost de consolidare a Bucureștiului au fost asistate prematur de către Nicolae Ceaușescu. Aflăm asta din povestea celebrului dizident inginer Gheorghe Ursu. Nu numai că au fost sistate prematur, dar s-a interzis și evaluarea temeinică a clădirilor care încă erau în picioare, pentru că am avut de-a face la cutremurul din 77 cu un fenomen destul de ciudat. Vibrațiile seismului au rezonat cumva cu structura moleculară a betonului și există studii în acest sens care arată că, deși nu sunt vizibile fisuri, acestea sunt undeva la nivel microscopic acolo și pot genera fisuri mult mai mari în cazul unui seism. Lucrul acesta nu a fost luat în calcul sub nicio formă, nici la ora la care vorbim nu se discută despre așa ceva. Discutăm în schimb despre altceva, despre un program municipal de restaurare care trebuie să cuprindă cumva clădirile care sunt incluse în aceste categorii de risc seismic. Și aici o altă discuție, avem de-a face la nivelul Bucureștiului cu un paradox. Stai și te gândești, ar fi ceva de etichetă, nu de blazon să locuiești, să ai domiciliu într-un imobil istoric, nu? O locuință încărcată de istorie, care are o poveste în spate. Nu, bucureștenii care locuiesc în astfel de clădiri fug să-și declare ca dracu de tămâie, fug să-și declare de monument, clădirea monument istoric, pentru că în ultimii 30 de ani a fost o nebuloasă, nu a existat o politică directă, lucruri care pot fi anticipate de proprietari, mai ales când vine vorba de a consolida. Bun, consolidez pe banii mei, pe banii statului, cum o fac, cu cine, cine mă sprijină, e o întreagă documentație acolo, o grămadă de avize care trebuie luate. Și mai ales când vine vorba de implicarea statului, deși sunt foarte mulți oameni pe care am putea să-i acuzăm că refuză consolidarea, e un lucru elementar.
Nimeni nu poate să răspundă. Bine, s-ar putea să răspundă odată cu implementarea acestui program municipal de consolidare la întrebarea când terminăm consolidarea, nu? Adică, ok, poftim cheile de la imobile, vine asociația de proprietari, semnează, acestea sunt cheile de la apartamentele noastre, când ne mutăm înapoi. Nimeni până în prezent nu a putut să dea un răspuns acestor oameni, tocmai de unde și această reticență până la urmă. Mircea, te rog. Da, deci dacă ar fi să luăm povestea acestor imobile, monument istoric, mă rog, cele mai multe dintre ele, într-adevăr, trecute prin seisme importante, zic eu că povestea trebuie începută de la 1940, pentru că avem în București imobile mai înalte de pe plus 4 etaje, construite înainte de 1940, când nu se aplicau acele norme de siguranță antiseismică, deci se construia fără aplicarea acelor norme, pentru că nu se știau foarte multe despre construcțiile din beton înalte cu structură supraetajată, și aceste construcții, care, repet, mai înalte de pe plus 4 și trecute prin cutremurul din 40, cutremurul din 77, apoi 86 și așa mai departe, acestea sunt cele mai periculoase, sunt cele care se află în pericol de prăbușire în cazul unui seism mai însemnat, care poate să apară oricând până în 2030, dacă ținem cont de faptul că la noi, în zona noastră seismică, aceste mari seisme au venit cam în perechi la o distanță de 70-90 de ani unul de celălalt. Da, e o matematică, din păcate, ai dreptate, perfect, Mircea, este o matematică ce, din păcate, așa la scară istorică, nu prea greșește, nu prea ne înșeală. Dacă îmi permiți o paranteză, mă uitam pe ce a scris pe pagina de Facebook, ce a scris Cătălin Doscaș, apropo de discuția pe care a avut-o cu toți acei oameni care se pricep la ce vorbesc, și spune el așa, plus că vom căuta un răspuns și la întrebarea ce facem după ce vine Îl Mare, și Îl Mare scrie cu Ă mare și cu M mare. Și leg de ce ai spus tu, Mircea, pentru că în momentul în care cineva, oricine, deci nu un specialist, este întrebat despre ce înseamnă de fapt un cutremur mare, răspunsurile sunt diferite. Cei care au prins cutremurul din 77 și amintesc despre el, nu că avea un an sau doi atunci, înțeleg exact ce înseamnă un cutremur mare. Eu am avut, era să spun norocul, ghinionul să înțeleg ce mi se întâmplă în 1977, eram la etajul 9, într-un bloc făcut cu 2 ani înainte, care, mă rog, după 77, sistemele de construcție s-au schimbat un pic o vreme. Dar blocul fusese făcut în 75 și am avut n-am să luat niciodată sentimentul unei mingi de ping-pong, n-am întrebat o minge de ping-pong, dar prefer că așa ar simți, într-o cutie închisă, pe care o agiți cât poți de tare. Deci blocul balansa, baleia dintr-o parte în alta, ei mei erau în cealaltă cameră, iar eu încercam zburând prin cameră să mă prind de ceva. Eram foarte mic, dar asta aveam în cap, că trebuie să mă agăț de ceva ca să nu mă storcoșească de pereți. Deci aia înseamnă pentru cineva care a trăit așa ceva, un cutremur mare. Pentru cineva care nu a trăit și presupune lucrul acesta, un cutremur mare este unul strict matematic. Un cutremur care îți dă jos parte din oraș, tot orașul, clădirile istorice, clădirile cu bulină roșie și așa mai departe. Am simțit nevoia să fac această precizare, pentru că să simți un cutremur mare pe pielea ta este ceva de nedescris și practic cuvintele nu pot îmbrăca perfect sentimentul unui om care scapă cu viață din așa ceva. Scuză-mă, Mircea, te rog. Da, deci din expertiza nu a mea personală, pentru că nu sunt, mă rog, nici seismolog, nici inginer, dar a unui om care este părintele consolidării din România, este vorba de profesorul Nicolae Noica, domnia sa mi-a spus foarte clar, am făcut cu domnia sa un interviu în 4 martie anul ăsta, cu ocazia unei dezbateri pe care o organizează chiar pe tema asta, și a spus, domnule, trebuie intervenit urgent la clădirile pe plus 4 sau mai înalte de pe plus 4, făcute înainte de 1940. Asta este urgența zero. Nu să facem alte expertize, nu să începem să ne gândim noi la nu știu ce principii ale
unor matematici superioare sau nu știu ce principii, este vorba despre inginerie și omul ne spune clar, doamne, prima dată astea sunt clădirile. Dintre ele sunt și foarte multe blocuri emblematice ale Bucureștiului, dacă stăm să ne gândim numai la cele de jos, de la Calea Victoriei, din Piața Națiunii, care sunt chiar superbe și sunt blocuri mari, blocul Adriatica, adică sunt niște clădiri care au și o valoare arhitectonică și istorică foarte mare. Dacă e să ne gândim la ce înseamnă Bulevardul Maghieru, deci sunt lucruri care, clădiri care înseamnă și artere reprezentative ale Bucureștiului. Din punctul ăsta de vedere, cumva un început se făcuse în 2017-2018 și așa mai departe, când municipalitatea, după, mă rog, mari zbateri și contracții, a înființat o firmă de consolidări care chiar s-a apucat și a consolidat niște lucruri. Sigur că n-a fost spectaculos, sigur că nu s-a consolidat jumătate din București sau, eu știu, ceva de proporții incredibile, mitice și așa mai departe, dar a fost un început și mai ales cred eu că s-a făcut un început în ceea ce privește ceea ce întreba invitatul nostru și anume cine le dă o garanție oamenilor. Ei bine, ăștia, compania asta de consolidări sau cum să chema ea, au reușit să înceapă și să termine niște lucrări. Un bloc pe Biserica Enei, un bloc pe Știrbei Vodă, au fost câteva pe care au reușit să le și termine într-un timp rezonabil, adică nu în 20 de ani, și în felul ăsta cred eu că proprietarii începuseră cumva să capete încredere că se poate consolida și să apuci să trăiești, să îți mai vezi casa consolidată, nu să o lași moștenire nepoților mei sau mai știu eu cui. Mai deci, e un lucru, Mircea, dacă îmi permiți, apropo de responsabilitatea oamenilor când e vorba de un cutremur și potențiale victime sau mai ales după ce acesta se întâmplă. Mă uitam înainte de emisiune ce s-a petrecut în multe țări ale lumii, dintr-o zonă sau alta politică, după ce a fost un cutremur relativ mare. De fapt, nu contează cât de mare a fost cutremurul, ci evident pentru noi toți contează câte victime a lăsat în urmă. Și de cele mai multe ori, principalul responsabil, automat după cutremur, a fost arhitectul șef al orașului. Cel mai aproape de închisoare în momentul în care așa ceva se întâmplă. Este și, cum să spun eu, pare a fi principalul responsabil la tot, trebuia să aibă grijă, să se preocupe, să accelereze, uite ce s-a întâmplat din cauza lui. Evident că are o responsabilitate, arhitectul șef al unui oraș, dar în același timp nu întreaga responsabilitate. Ori pare a fi cumva singurul țap ispășitor, dacă se întâmplă ceva, deși e un țap care nu e chiar nevinovat, dar nu e singurul. Așa că nu cumva, și asta e și o întrebare către Cătălin și către tine, Mircea, nu cumva dacă, Doamne ferește, vine Îl Mare și la noi și mor oameni, se va întâmpla la fel ca în alte țări? Arhitectul șef al orașului la închisoare? Deci nu este un dacă. În momentul în care va veni Îl Mare, vor muri oameni în București. Deci asta trebuie să o luăm ca pe o axiomă care nu mai trebuie dovedită. Corect. Deci gândiți-vă că în 77 au murit oameni și tot fondul construit din București era mai tânăr, cu ghilimele de rigoare, cu 40 de ani, 40 ceva de ani. Deci așa e, și acum, aici mi-aș permite și eu să intervin. Nu putem da pronosticuri cu privire la când va veni, ci putem fi cu siguranță, absolut siguri, că va veni. Deci la un moment dat va fi un cutremur cel puțin ca cel din 1977 și acest lucru o spun specialiștii. Nu mai departe, spunea Mircea legat de clădirile construite înainte de 1940. Am avut invitat la dezbatere pe domnul profesor Radu Văcăreanu, decanul Universității Tehnice de Construcții București și doctor în consolidări antiseismice. Mi-a spus un lucru, noi la percepția noastră unanimă așa cetățeanului de rând, e, domnule, dacă a ținut la cutremur, e o clădire bună, domnule, mai duce un cutremur. Dimpotrivă, clădirile nu se antrenează la cutremur, ci slăbesc pe orice, în urma oricărui seism, cât de mic ar fi el, abia perceptibil de către noi. Ori mai este un aspect legat de specialiști și de răspunderea pe care ai amintit-o
mai devreme, Răzvan, îmi spunea că, practic, primii care vor intra în București, în clădirile care vor mai rămâne în picioare, vor fi inginerii noi, da? Inginerii care nu au prins cutremurul din 1977 și mi-a spus un lucru destul de intrigant, vor fi speriați inginerii aceștia structuriști, încât nu vor mai vedea că acea clădire cât de cât e în regulă, ci vor interzice totalmente accesul în ea. Discuția care ar trebui să se ridice pe agenda publică, din punctul meu de vedere, în continuare, este ce putem face după ce vine El Mare, da? Planul de reziliență, am obosit cu acest cuvânt, reziliență, l-auzim de un an de zile, însă trebuie să fim conștienți de planurile pe care le avem în momentul în care se oprește cutremurul în sine. Mai avem clădiri unde să adăpostim comandamentele oamenilor care trebuie să ne salveze? Sunt niște întrebări care cumva ar trebui să-și găsească răspunsul în mentalul colectiv. Înțeleg de la domnul profesor Radu Văcăreanu că au fost expertizate cel puțin clădirile acestea care ar trebui să îi coordoneze pe salvatori. Doi la mână, există o problemă de logistică, dincolo de, ferească Dumnezeu, numărul mare de morți, cum evacuăm molozul din oraș. Adică sunt niște lucruri cinice, probabil, acum cei care ne ascultă se întreabă, doamne, unii bunite ăștia vorbesc la radio despre așa ceva, aceasta este realitatea din documentele specialiștilor. Cum evacuăm molozul din București, pentru că Bucureștiul până la urmă nu va mai fi un oraș funcțional, nu va mai avea instituții publice care să, clădirea sine care să adăpostească instituțiile publice care să facă orașul ăsta funcțional. Mai e ceva, Cătălin, dacă îmi permiți. Un studiu care s-a făcut în foarte multe țări ale lumii și care la un moment dat a fost preluat de România. În momentul în care s-ar întâmpla... Voi aveți dreptate, așa este. Sigur, la un moment dat va veni peste tot în lume, la un moment dat, din timp în timp, vine un cutremur și tot din timp în timp vine și unul mare. Deci nu există dacă. Eu am folosit un dacă așa ca să mai îndulcesc puțin drama unui oraș care nu prea are grijă de el însuși. Dar în momentul în care un astfel de cutremur într-un oraș mare se întâmplă, tu chiar dacă ai înainte de această catastrofă, un plan pus la punct, bine, să spunem, bine de tot, în care ai centre unde se strâng salvatorii, poliție, armată, medici și așa mai departe, oameni care într-un ritm rapid trebuie să încerce să-i scoată pe cei de sub dărâmături în viață. Deci este o logistică uriașă. Doar că acest plan, peste tot în lume, este unul pur teoretic, pentru că un cutremur, dacă are multe victime, printre victime se numără și parte din salvatorii pe care tu ai avea acolo în schemă. Nu o să-ți mai vină toți. Vor fi unii care rămân în viață, dar primul lor gând o să fie la familie și se vor duce repede la ea acasă să vadă ce s-a întâmplat acolo, că a auzit că le-a căzut casa, nu neapărat la punctul de adunare. Deci este extrem de greu, chiar și cu un plan foarte bine pus la punct, să ai o logistică în timp real. Dar aminte când la noi planurile astea, apropo de planuri, Mircea, pentru că tu le vezi mai rapid și le studiezi, dacă ar fi, fără patos, pentru că dacă tu adaugi și formă la felul în care privești lucrurile, avea o emisiune foarte spumoasă, fără patos să vorbești despre aceste planuri, cum le-ai defini? Răzvan, ideea este următoarea, că după părerea mea, umilă de altfel și neconcludentă, dar e a mea și am dreptul la ea, trebuie să începem totuși prin a ne gândi ce facem în fiecare zi, în fiecare ceas, ce facem ca primar, ce facem ca prim-ministru, ce facem ca să micșorăm, să reducem numărul de victime în cazul unui seism major în București. Deci, Nu trebuie uitată treaba asta, adică nu trebuie să o luăm mioritic, că dacă o fi să mor, să mă îngrăpați în câmp de mohor și să-mi cânte câini și să nu știu ce. Întâi trebuie să renunțăm la privirea asta mioritică și să vedem, dom'le, ce putem face în 3 zile, în 5 zile, poate mai sunt 5 luni, ce putem face. Bun, asta e una. Doi la mână, sigur că am văzut acel exercițiu foarte frumos, extraordinar, cu mulți pompieri, cu ISU, cu invitați de peste hotare, când s-au dus pe acolo, pe 13 septembrie, pe în spate, pe la Casa Poporului și au salvat pompurile alea pe acolo și au intrat și nu știu ce. Lucrurile sunt la nivel de exercițiu, când stai după colț cu mașina, cu motorul pornit și când dă comandantul acțiunii prin stație, porniți!
și tu, pac, dai drumul la sirenă și intri în viteză și dai la o parte și nu e trafic și nu e nimic care să stea în cale, totul este minunat. Se petrece extraordinar de frumos. Vin ăia, instalează corturile de spital, de nu știu ce. Ok, problema este următoarea. În primul rând, ce faci când este trafic și când toată lumea nebunește? Ce faci în momentul în care ai clădiri căzute în stradă, exact, și care îți blochează accesul? Nu mai e ca 1977, clasa muncitoare din fabrici și uzine care să vină cu buldozere, cu basculante, cu macarale, ca să taie betonul, să-l ridice, să-l ducă, să-l arunce, să facă loc, ca să intervii. Nu-i mai ai pe ăștia. Deci cine intervine? Unde sunt utilajele? Unde sunt? Că ISU nu are atât de multe, deci nu are cum să aibă și constructori și așa mai departe. Asta era o altă utilitate a companiei ahulite și băgată în faliment. Că poate ajutau și aia, veneau să care molozul, să-ți facă loc pe acolo, să poți să treci, să poți să cauți supraviețuitori și așa mai departe. Sigur, încă o dată, e foarte frumos și e foarte bine ca ISU să fie pregătit, ca să existe spitale de astea de campanie, mobile, modulare și așa mai departe. Dar, într-adevăr, trebuie văzută partea foarte practică. Asta, dom'le, întâi trebuie să dai molozul la o parte să-ți faci loc. După aia trebuie să intre salvatorii și să poată să caute oameni săraci care sunt, au supraviețuit nenorocirii. Altfel, cine intră, cine face treaba asta? Că eu n-am văzut la simulările astea nici șiruri de basculante, nici buldozere, nici macarale, nici... De unde le în momentul ăla? Și mai e un aspect, dacă îmi permiți, Mircea. Nimeni, eu personal am auzit pe nimeni vorbind să ia în calcul, dom'le, e posibil să se blocheze intrările în București. E foarte posibil. Corect. Să rămânem izolați aici, pur și simplu, ordin de zile, nu de săptămâni. Ce facem? Literalmente, ce facem? Și mai adaug ceva, o bobonică la toată această viitoare posibilă, dacă nu chiar sigură, catastrofă. În momentul în care oamenii la modul general vorbesc despre un cutremur și se gândesc la ce urmează, văd toată acțiunea posibilă sau utopică pe timp de zi, în care oamenii se duc, se încearcă să ajute cu utilajele disponibile. Au fost țări în lume în care cutremurul îl mare s-a petrecut iarna, noaptea. Este ireal, se poate studia, în urmă cu niște mulți ani a fost un cutremur în Armenia mare, care s-a petrecut iarna și majoritatea oamenilor au murit de frig peste noapte, sub dărâmături. Pentru că e greu să te gândești și la asta. Deci noi toată această dramă care se apropie, nu știm la ce distanță este, o gândim în condițiile în care temperatura e relativ plăcută și tu trebuie să dai doar molozul la o parte, da, dacă este noapte. Și e molos pe străzi și este și foarte frig. O astfel de combinație de lucruri ar face efectiv orașul nostru inutilizabil pentru o bună perioadă de timp. Așa că în cel mai bun scenariu cu putință noi avem atât de multe probleme. Te rog, Cătălin. Voi vă dați seama că prefectura capitalei, doamna Vacaru, care e președintele Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, are sediu la Casa Scânteii, Casa Presei Libere, care, cum îi spune astăzi, care în cazul unui seism, Doamne ferește, poate să fie rasă după fața Pământului și prefectul capitalei să fie una dintre victime și cine să mai conducă Comitetul pentru Situații de Urgență? Așa, ca un exemplu, nu altceva. Cătălin, te rog. Da, ar trebui, din punctul meu de vedere, să ne aplecăm cât se poate de serios asupra acestui scenariu apocaliptic. Din punctul ăsta de vedere, trebuie clar făcut un calcul cinic, da? Cât suntem în București, cât mai rămânem dintre noi ăștia din București care ne putem salva noi pe noi și de unde să luăm ajutor și cum primim ajutorul acela. Citeam de bună oară niște documente, niște analize, ar fi cumva niște planuri, comunele din jurul Bucureștiului să se transforme practic în zone unde pot fi montate corturi pentru sinistrați, pentru că numai departe previziunile sunt cât se poate de sumbre, iar specialiștii nu se au cumva o reticență în a avansa cel puțin cifre cu privire la victime umane. Însă e unanimă chestiunea, cel puțin tot atâta victime ca la cutremurul din 1977.
Dincolo de asta vorbim și de pagubele materiale. Spuneam mai devreme, Bucureștiul asigură 25% din PIB-ul României. Stai puțin, Cătălin, presupunând că avem un cutremur tot de 7, cât a fost cel din 77? 7,4? 7,4, da. 7,4. Presupunând că avem un cutremur de 7,4. Dar dacă este de 7,6 sau 7,8. Și mai e un lucru foarte bine punctat de către Mircea puțin mai devreme. În 1977, acele clădiri aveau un cutremur deja, cel din 40. Acum tot aceleași clădiri ar fi la al treilea. Au două în urmă și nu sunt consolidate. Deci tot matematic te gândești, sau în mod logic te gândești că și la un cutremur similar cu cel exact la fel, cu, și ca durată și ca intensitate, cu cel din 77, numărul de clădiri va fi evident mai mare, cel care o să se prăbușească, pentru că sunt clădiri cu mai multe cutremure la activ, deci șubrezite. Și mai vorbim de o chestiune care ține de legile fizicii. Sper să nu mă înșel, însă e exact pe direcția asta. Diferența de un grad Richter înseamnă dublarea ca intensitate, da? Deci diferența un cutremur de 6 grade, un cutremur de 6 grade e dublu ca intensitate față de cel de 5 grade. Adică și asta, 0,2-3 pe scara Richter. Da, nu înseamnă doar puțin mai rău, ci exact, înseamnă mult mai rău. Da, crește progresiv, așa este. Să te mai întreb ceva, Cătălin, dacă îmi permiți. Invitații care urmau să vină la această discuție, vorba ta, unul și unul, l-ai menționat pe domnul Radu Văcăreanu, care este și doctor în domeniul evaluării riscului seismic, dar mai văzut domnul Bălici, care a fost prezent în emisiune, Ștefan Bălici, managerul Institutului Național al Patrimoniului. A venit toată lumea care a invitat să întreb sub forma asta. Mai puțin sectorul 2 nu a putut să trimită un reprezentant. Noi am încercat să-l invităm inclusiv pe domnul primar Radu Mihaiu. A fost o chestiune legată de momentul zilei, de trafic, în fine. Dar ceilalți au fost, da, te rog. Ceilalți au fost. Discuția și concluzia discuției s-a axat practic pe planul acesta, mi-e teamă să repet termenul, de reziliență, adică ar trebui cumva să unanim, ar trebui să ne uităm la ce s-a făcut până acum, pentru că, dincolo de asta, numai departe domnul arhitect Teodor Frolu, cel care a creat în urmă cu aproape 15 ani sinergia care a dus la centrul istoric de astăzi, povestea niște chestiuni legate de implementarea unor planuri de readucere, de revitalizarea unor zone. Ok, în centrul istoric s-a consolidat, da, avem clădiri care sunt consolidate, însă nu s-a mai ținut cont de funcționalitatea zonei. Și anume, datele dumnealui arată că undeva la 3 ani jumătate din afacerile alea se închid și se redeschid din cauza unui considerent foarte simplu. Există în calculele specialiștilor acest mariaj între economic, cultural și mai este un aspect, economic, cultural și îmi scapă. În centrul istoric vorbim doar aspect economic. Practic, clădirile acelea funcționează doar ca niște cafenele, unde mergem să ne simțim bine, să bem o bere, să petrecem cu prietenii, dar pe mai departe, centrul acela istoric nu înseamnă mare lucru mentalul colectiv. Acum, între noi fie vorba, ce monument istoric am putea noi identifica acum la prima vedere, la prima strigare în centrul vechi al capitalei? Mă gândesc la clădirea BNR, spre exemplu, dar pe mai departe, deci aici este problema și a municipalității. Eu am încercat să-i conving pe mai mulți primari și directori de direcție turistică din Primăria Capitalei că această instituție care se cheamă Primăria Capitalei ar trebui să-și asume următorul rol, și anume rolul de a identifica aceste clădiri care există și în centrul istoric. A fost Eminescu și a stat acolo și a scris la timpul și nu știu ce, dar tu trebuie să le identifici și să vii să le spui povestea. Și să pui acolo o plăcuță, ceva într-o limbă engleză. Dom'le, aici a locuit Eminescu, a scris la timpul, aici a făcut cutare, aici Arghezi, acolo nu știu cine. Și ca să creezi un fel de circuit turistic, pentru că dacă aduci la ora actuală un turist în București, sigur, acum nu mai aduci pe nimeni că e pandemie și nu știu ce, dar dacă se va întâmpla să se termine pandemia, să înceapă iarăși să vină turiștii, deci toată lumea îi duce la Muzeul Satului și la Casa Poporului. Și cu asta s-a terminat. Deci alte puncte turistice de atracție. Sunt bisericile făcute de Brâncoveanu, ultima biserică a lui Brâncoveanu la Sfântul Gheorghe. Vorbește cineva ever, forever despre ea? Este sau de hotelul Concordia, că acum ne aducem aminte pe măsura discuției, am tot făcut treaba ca reporteri. Acolo s-a semnat unirea principatelor. Da, acum, ultima dată când am fost, era o prelată, o chestie, atenție, cade-te în cuială, atât. Foarte multe locuri care ar
putea să devină puncte de atracție turistică și unde, pe lângă aspectul ăsta economic despre care vorbeai, se poate dezvolta un aspect cultural, un aspect, mă rog, de rememorarea istoriei naționale și așa mai departe. Adică să nu-i aduci pe oameni numai să mănânce și să bea bere, că la noi berea e ieftină și când vin englezii, mamă ce veselie, mergem în centru istoric și bem bere până la meci, ne facem turtă pentru că e berea ieftină. Adică, da, nici nu mai contează meciul. Da, da. Vreau să vă întreb pe finalul discuției un lucru. Eu mi-amintesc că a fost cumva un șoc pentru întreaga omenire în momentul acela al cutremurului din Kobe, din Japonia. Pentru că dacă exista un exemplu în lume, cum se procedează ca la carte în cazul unui cutremur, cartea în sine era scrisă în Japonia. Nu exista o altă țară unde să fie, dacă ar fi să fie scrisă o carte de procedură. Ori acel cutremur, mă uitam prin comparație la date. În momentul în care a lovit regiunea Hanshin și cu predilecție, precădere, orașul Kobe, cu tremurul în sine a avut 7 grade, intensitatea maximă, deci mai mic decât cel din România, a durat 20 de secunde, deci jumătate față de cutremurul de la noi din 1977, și în Kobe au murit 4600 de oameni, Kobe un oraș jumătate cât cu populația Bucureștiului. Mi-amintesc imaginile și România s-a numărat printre țările care au trimis ajutoare atunci, am trimis pături și japonezii au apreciat acest lucru. Deci cădeau ca popicele clădirile într-o țară unde toată lumea presupune că dacă se fac consolidări și se are în vedere un cutremur, Japonia e. Ori după acel cutremur am avut sentimentul, și asta e și întrebarea, dacă e așa sau nu, că de fapt nimeni nu are ce să facă cu adevărat în cadrul unui cutremur major. O să te întreb pe tine, Mircea, dincolo de măsuri concrete, punctuale, care se pot lua, preventive, dar cu adevărat în cadrul unui, în timpul unui astfel de cutremur și după, e vreo țară care poate concret să facă față? Și te rog pe tine, Mircea, mai întâi și să închem cu Cătălin, te rog. Deci, Răzvan, cred că răspunsul nu poate fi unul alb sau negru, da sau nu. Cred că răspunsul ține pur și simplu de ceea ce spuneai tu, de cât de în serios se iau lucrurile. Pentru că să facem exerciții demonstrative unde stăm cu motorul pornit după col și venim cu sirena, vâj-vâj și gata, totul este superb, e foarte ușor. Dar dacă nu luăm lucrurile în serios, dacă inclusiv aici răspunderea revine fiecărui arhitect care șef de sector, de municipiu, care aprobă ridicarea unei construcții, care aprobă consolidare, care aprobă orice, dom'le, să face ca lumea este făcută, ca lumea, clădirea este consolidată ca lumea sau nu. Că dacă totul este de formă și făcut numai așa ca să trecem acolo la catastif, că uite, s-a făcut și aia, s-a făcut și aia, s-a făcut și aia, vom ajunge în situația nenorocită de a nu avea efectiv răspuns, de a fi fără a asista pur și simplu, fără niciun fel de posibilitate de răspuns la o catastrofă. Și, repet, asta trebuie începută de azi, de secunda 2. Deci acum, după când noi vorbim, domnul primar general și cu domnul ministru al lucrărilor publice și cu ministrul de interne și cu nu știu ce, trebuie să facă ceva în direcția asta, pentru că altfel lucrurile, sigur, se raportează. Domne, zice, succese nemăsurate în ramură, avem, facem, dregem cu tare. Bă, hai să le vedem, hai să vedem concret. Deci nu povești, nu raportări de-astea festiviste. Cătălin, te rog. În egală măsură subscriu celor spuse de Mircea și aș mai vrea să mai adaug un aspect, și anume cetățeanul, pentru că și cetățeanul trebuie luat în ecuație când vine vorba de consolidarea clădirilor. De multe ori avem de-a face cu asociații de proprietari care pur și simplu nu vor, da? Avem de-a face cu asociații cu proprietari care își abandonează imobilul pentru că nu vrea să-și îl întrețină, da? Deși statul ar putea să intervină prin niște pârghii, să dea niște amenzi ustărătoare care pot duce, după model occidental, inclusiv la expropriere. Domnule, îți permiți locuința respectivă? Da, trebuie să-ți permiți și să o întreții. Statul nu trebuie să-ți garanteze lucrurile acestea. Tu ești obligat de lege să-ți întreții imobilul, pentru că un imobil de genul acesta care cade poate bloca o stradă la cutremur, da? Și nu mai poate ajunge un salvator din pricina unui privat care pur și simplu nu-i pasă, căruia nu-i pasă de acest lucru. Poate-l omoare pe vreunul când cade pe el săracul și el trecea pe acolo.
Exact. Despre asta este vorba. Deci un cumul de factori, da? Autorități plus cetățean. Pentru că la noi, cumva, bunăstarea în mentalul colectiv se oprește la mine la ușă, la mine la poartă, dincolo să mi se facă, să mi se dea, să mi se aducă de-a gata totul. Nu, trebuie cumva să ne implicăm și noi ca cetățeni. Stimabilor, încheiem aici emisiunea, se încheie. Mi-aș permite totuși și cu voia voastră și ascultătorilor să îndulcesc puțin structura acestei emisiuni, eminamente apocaliptică, pentru că asta a fost tema. Dacă am o amintire total neplăcută din 77, nu e la fel de neplăcută cea de la cutremur din 86. Eram cu niște prieteni la mare și vorba lui Mircea, ca suporterii aceia, ne distrasem, băusem ceva și eram ușor amețiți, ne clătinam. Deci noi nu am perceput cutremurul, pentru că totul se clătina și înainte și pe parcursul lui și după. Asta ca să îndulcesc puțin cum spuneam. Dar amintirile de la cutremurul din 77 și cei care au trecut prin orice fel de cutremur mare, aici sau la noi, dragi prieteni, sunt absolut cumplite și nu ne dorim așa ceva. Da, au dreptate și au avut dreptate invitație. Putem face chiar și câte un pic. Sau măcar să începem. Să aveți o zi minunată. La revedere! Cum funcționează marele oraș? Îți dăm cele mai clare instrucțiuni de utilizare. București FM. Aici e capitala.